Au fost momente de panică într-un parc acvatic din Otopeni. O fetiță de 11 ani a fost la un pas să-și piardă viața într-una dintre piscine. A fost scoasă inconștientă dintr-un bazin de către un salvamar, care i-a și acordat primul ajutor. Micuța a fost transportată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, unde se află în stare gravă. Minora în vârstă de numai 11 ani s-ar fi înecat într-una din piscinele acestui parc acvatic din Otopeni. La un moment dat, un salvamar ar fi văzut-o pe micuță care are o poziție ciudată în apă, iar în acel moment a sărit să o salveze. Ionuț Cristian Dobre, salvamar, se afla sub un colac pe burtă cu fața în apă. Un copil a luat colacul pentru a sta pe el, moment în care am văzut-o pe fetiță. Am sărit să scot din apă. Imediat după ce copila a fost scoasă din piscină, salvamarii, dar și asistenta medicală, au început manevrele de resuscitare. În momentul în care eu am venit, colegii salvamari deja aplicau manevre de resuscitare fetiței. Ea vărsa, era inconștientă și îi făceau masaj cardiac. În momentul în care a fost preluată de smurd, avea funcții vitale. Ionuț Cristian Dobre, salvamar. Din ce am înțeles eu, era cu o mătușă. Tocmai ce venise de la masă, a luat un colac și a intrat direct în piscină. Și cel mai probabil din această cauză s-a întâmplat. Probabil i-a venit rău. Salvamarii atrag atenția în astfel de cazuri și spun că misiunea lor este foarte dificilă. Mădălina Covaci, asistentă medicală. O recomandare, da. În momentul în care se întâmplă un caz de genul acesta, să avem loc și să fim lăsați să ne facem treaba, pentru că se creează o panică, o isterie. Iar cei care trebuie să-și facă treaba nu sunt lăsați practic, din păcate. Polițiștii din Ilfov au deschis acum o anchetă și trebuie să afle în ce condiții s-a petrecut întregul eveniment, relatează Observator News.ro.